Haideți acum să ne aducem puțin aminte despre ce a fost lecția trecută. Prima dată vrem să ne aducem aminte care este contextul epistolei către evrei. Spuneți-mi, vă rog, cine sunt destinatarii epistolei evrei? Evrei care crezuseră în Domnul Iisus Hristos. Da, evrei care au crezut. Bun, deci sunt evrei care înainte de a crede în Domnul Iisus Hristos, erau și ei parte din tot sistemul religios al evreilor și acum sunt oameni credincioși în Domnul Iisus Hristos. Da? Dar de ce a fost scrisă epistola asta? Epistola a fost scrisă deoarece acești evrei voiau să meargă înapoi la lege. Este un avertisment împotriva necredinței în Domnul Iisus Hristos. O avertizare împotriva necredinței. Deci vreau să se întoarcă înapoi. Dar în ce context erau ei? Care era anturajul sau ce li se întâmpla în perioada asta? Și i-a făcut pe ei să-și pună întrebarea dacă nu trebuie cumva să se întoarcă înapoi. Ce li se întâmpla? Sau ce li s-a întâmplat înainte ca să primească epistola asta? Erau în pericol să cadă de la credință. Da, erau în pericol, dar ce anume li se întâmpla lor? Erau persecutați. Erau persecutați, da. Averele le erau răpite, așa mai departe. Deci ei sufereau din cauza că au început să urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Așa? Deci situații complicate, stări neplăcute, da? Acum, spuneți-mi, vă rog, cum autorul își împlinește scopul lui în capitolul 1 și 2 din Evrei. Cum își împlinește el scopul? Că autorul a vrut să le adeverească lor ce? Autorul a vrea să le demonstreze încă de la început că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lor și că El a împlinit legea și nu mai au nevoie să fie mântuiți prin lege. De fapt, toate jertfele din lege arătau spre jertfa desăvârșită a Domnului Iisus. Da. Da. Acum, în capitolul 1, ce vrea să le arate autor? Că Domnul Iisus este mai presus de îngeri. Așa, că Domnul Iisus este Domnul Iisus este Dumnezeu, Domnul Iisus este Creatorul, da? Domnul Iisus este stăpânul și El este mai presus decât îngerii. Deci Domnul Iisus nu este un înger, Domnul Iisus este Dumnezeu. Da? Bun. Subiectul îngerilor, da? Autorul a continuat și în capitolul 2. În capitolul 2 este comparat Domnul Iisus cu îngerii? Da, ni se spune că ca deosebire față de îngeri, Domnul Iisus nu a fost creat, ci este născut din Dumnezeu, pe când îngerii sunt creați și Domnul este fiul moștenitor, pe când îngerii sunt duhuri slujitoare pentru cei care moștenesc mântuirea. Așa, dar în capitolul 2 spune că Domnul Iisus a fost făcut puțin vreme mai prejos decât îngerii, s-a întrupat ca să ne aducă mântuirea. Așa, foarte bine, foarte bine. Deci, Domnul Iisus a fost făcut mai prejos decât îngerii pentru mântuirea noastră. Pentru ca să moară pentru noi, așa? Acum mai spune ceva în capitolul 2. Că oamenii sunt acum, da? Sămânța lui Avram sunt acum pentru puțină vreme, cum? Mai prejos decât îngerii. Mai prejos decât îngerii. Dar urmează să avem parte de ce? Urmează să ne aducă înapoi la ce? La slava pe care o aveau cine? Oamenii înainte de păcat, Adam și Eva. Adam și Eva, foarte bine, foarte bine. Dar ce l-a costat pe Domnul Iisus mântuirea noastră? A fost făcut părtaș sângelui și cărnii, s-a întrupat. Și astfel a putut să devină un preot milos care să ne înțeleagă atunci când suntem ispitiți, pentru că și el a fost ispitit ca și noi.
a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi și acum El ne poate ajuta cel mai bine și întotdeauna în orice situație. Da? Bine, acum spuneți-mi, vă rog, cum se leagă capitolul 3 cu capitolul 2? La versetul 1 din capitolul 3, autorul spune: frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, asintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus. Cum este legat versetul ăsta cu capitolul 2? De ce trebuie să-și ațintească privirile la Domnul Iisus? Pentru că El a fost părtat sângelui și cărnii, a fost ispitit în toate lucrurile, la fel ca și noi, și a ieșit biruitor și acum poate să vină în ajutorul celor care sunt ispitiți. Foarte bine, foarte bine. Și mai spune autorul că noi suntem oamenii care i-am fost dați, cui? Domnului Iisus de Dumnezeu. Domnul Iisus, așa. Și noi suntem fii, suntem frații Domnului Iisus, suntem, deci toată atenția noastră trebuie să fie la El, care potrivit cu versetul 10 spune că este căpetenia mântuirii noastre. Da? Bun, acum la ei, la autorii acestei epistole, încercările sunt grele. Da? Sunt grele. Cum totuși ei puteau să aibă parte de odihna lui Dumnezeu? Pentru că treceau prin situații neplăcute. Sufereau. Cum puteau să aibă parte de odihna lui Dumnezeu? Și cum putem să avem parte de odihna lui Dumnezeu? Cum putem să intrăm în odihna lui Dumnezeu noi? Acum, noi am avut de studiat capitolele 3 și 4, observarea acestor capitole, da? Și am mai avut câteva texte paralele care ne-au ajutat să vedem ce are în vedere autorul când menționează care sunt textele pe care le-a menționat când ne-a scris în epistole, textele din Vechiul Testament. Acum, o să încercăm să vedem, în primul rând, cine sunt casa lui Dumnezeu, despre care vorbește autor în capitolul 3, și o să vedem despre odihna lui, pentru că despre odihna lui se vorbește mult, așa sau nu? Avem și în capitolul 3 și în capitolul 4 despre odihna lui Dumnezeu? Da, în ambele capitole este menționat. Așa. Avem casa lui Dumnezeu în capitolul 3, așa sau nu? Și avem și anumite îndemnuri. Așa este, nu? Sunt îndemnuri în capitolul 34. Da, multe. Sunt expresii care se repet. Acum, haideți să vedem pas cu pas, să trecem prin aceste două capitole, să vedem ce învățăm, în primul rând, despre casa lui Dumnezeu. Dacă să ne uităm la începutul capitolului 3. Ce ați văzut despre casa lui Dumnezeu? Versetul 2. Versetul 2, așa, și versetul 3. Eu și cum este credincios Domnul Iisus. Versetul 3. Deci merge vorba despre cine anume, cine sunt casa lui Dumnezeu aici, descriși în versetele astea, în capitolul ăsta. Când merge vorba despre Moise. Spune că Moise, atunci când era el a fost credincios în toată casa lui Israel. Erau copiii lui Israel pe care i-au scos de unde? Din Egipt. Din Egipt. Deci Moise era credincios în toată casa lui Dumnezeu. Așa? Bun. Deci, poporul Israel. Mai este cineva pus în categoria asta de casa lui Dumnezeu? Sau se referă doar la evreii de atunci, de pe timpul lui Moise. Ce vedem? În zilele când a fost scrisă epistola asta, cine spune autorul că sunt casa lui Dumnezeu? Acum, după moartea și învierea Domnului Iisus, casa lui Dumnezeu sunt toți cei care cred în Domnul Iisus și ascultă. În ce verset ați văzut pe prăstă? Versetul 6. Versetul 6, da?
dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Așa, bun, foarte. Tot confirmat. Foarte bine. Acum, haideți să privim puțin să privim puțin la casa lui Dumnezeu de atunci, de pe timpul lui Moise. Deci era un popor care a fost scos din Egipt. Ce vedem despre casa asta de pe timpul lui Moise? Ce ați văzut despre ei? Despre Israel din timpurile cele. Ce ați văzut? Din versetul vedem că s-au răzvrătit. În ce verset? 8. Și au împietrit inimile, s-au răzvrătit. L-au ieșit pe Dumnezeu, l-au pus pe el la încercare. Așa. Bun. Deci, în primul rând, ei s-au răzvrătit. Spune că în ziua ispitirii în pustie, ei s-au răzvrătit. Bun, dar prima dată ce spune? Că ei au auzit chemare. Așa e sau nu? I-au auzit, dar n-au ascultat. Și au împetrit inimile. Așa? Inimile. Așa, deci când i-a scos din Egipt, dacă ne uităm la Exod și la capitolul 17, de la 1 la 7 și la Numeri 20, de la 1 la 13, am văzut ce? Că ei, sau chiar și Psalmul 95, ce au văzut ei, evreii din timpul liceu? Au văzut măreția lui Dumnezeu, au văzut tot ceea ce Dumnezeu poate face. Așa, au văzut toate minunile cele pe care le-a făcut Dumnezeu cu ei. Așa e sau nu? Da. Au văzut toate minunile astea și spune că li s-a împetrit inimile, da? Când? În ce zi? Despre ce eveniment am văzut noi? În ce zi și-au împetrit inimile? Despre ce eveniment vedem aici? Am văzut în lecția noastră. Atunci când au ajuns în pustia Sin și n-au găsit de băut. Așa, și? Au cârtit împotriva lui Moise. Așa. Și atunci când Moise a strigat către Domnul, Dumnezeu i-a spus să ia cu el câțiva bătrâni și să lovească stânca Horebului și astfel a ieșit apă. Și locul acela l-a numit Masa și Meriba, ispită și ceartă. Uh-huh. Bun. Dar prin ce? Potrivit cu Exod 7, prin ce poporul au ispitit pe Dumnezeu? Prin ce au ispitit ei? Până la urmă Dumnezeu le-a dat apă. Dar prin ce au ispitit ei pe Dumnezeu înainte de asta? Prin necredința lor? Necredința lor în ce anume? Au zis că ne-ai scos din Egipt ca să murim aici, de sete. Și au întrebat pe Moise ce? Este oare Dumnezeu cu noi? Așa, este oare Dumnezeu în mijlocul nostru? Acum spuneți-mi, vă rog, ei au văzut pe Dumnezeu în mijlocul lor și făcând minuni cu ei și în viețile lor. Au văzut ei? Pe lângă faptul cum i-a scos din Egipt, era prezent norul ziua și noaptea stâlpul de foc, adică s-a vrut spună că nu era adevărat. Așa, deci ei au văzut, ce au văzut ei, n-au văzut nimeni altcineva. Deci au văzut minunile lui Dumnezeu în acțiune, da? În plus aici se spune că poporul a fost, o parcurs calea prin Marea Roșie, ca pe uscat. Așa. Așa, deci ei au văzut minunele lui Dumnezeu. Ei au știut că deci ei trebuiau să înțeleagă, trebuiau să știe, să fie sigur că Dumnezeu este în mijlocul lor. Așa? Acum ei au ajuns la etapa când nu aveau apă. Nu aveau apă. Dar ce trebuiau să știe ei? Ce trebuiau să știe ei având în vedere trecutul sau cum Dumnezeu a lucrat în viețile lor? Ce trebuiau să fie? Trebuiau să știe că Dumnezeu va avea grijă de ei. Nu-i va lăsa. Așa. Dacă Dumnezeu i-a trecut prin Marea Roșie ca pe uscat, și nevoia asta le-o putea împlini. Așa sau nu? Da. Bun.
Ce am mai văzut despre evreii de atunci? Casa lui Dumnezeu peste care Moise era responsabil sau reprezentat pe Dumnezeu. Ce am mai văzut despre ei? Sunt niște lucruri care se repetă despre ei și în capitolul 3 și în capitolul 4. Deci, ce spune? Ei ce au făcut? Și-au împetrit? Și-au împetrit inimile. Așa? Deci inim de piatră. S-au răzvrătit, așa spune, da? S-au răzvrătit, l-au ispitit pe Dumnezeu. L-au ispitit pe Dumnezeu. Așa? L-au pus la? L-au pus la încercare. Și-au făcut asta o singură dată sau au făcut asta în mod repetat? Continuu timp de 40 de ani. Și unde vedem? În ce verset? Versetul 9, 3 cu 9. Versetul 9. Deci, nu doar în situația asta cu masa meriba, cu, da? Când nu aveau apă. Ei au făcut asta timp de 40 de ani cât au călătorit prin pustii. Așa. Acum, ce mai vedem despre ei? Ce vedem despre ei? Cum era inima lor? În 3.12 spune că era o inimă rea, necredincioasă, care îi despărțea de Dumnezeu și îi îndeamnă pe evrei să nu aibă acești. Inimă rea și necredincioasă. Deci nu credeau, chiar dacă au văzut. Au văzut multe lucruri. Și Dumnezeu mare minune a făcut ei. Oricum, aveau o inimă rea și necredincioasă. Mai sunt descriși ei cumva? Evreii aceștia, de pe timpul lui Moise. Mai sunt descriși cumva? În capitolul 3, versetul 10, spune că ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. Aha. N-au cunoscut căile lui Dumnezeu. Deci întotdeauna se rătăcesc în inima lor. Se rătăcesc. Ce înseamnă a te rătăci? Te pierzi. Nu mai știi ce să crezi. În loc să crezi ceea ce știi și ce ai văzut și ce ești convins, te rătăcești și începi să crezi altceva. Da? Deci, ca și cum te-ai rătăci în... prin pădure. Da? Parcă știi drumul, dar te rătăcești. Deci ei erau, s-au rătăcit în inima lor. Deci problema era în inimile lor. Dar mai spune ceva aici, în versetul 10. La sfârșitul versetului. Ce mai spune despre ei? N-au cunoscut căile lui Dumnezeu. Așa, n-au cunoscut căile lui Dumnezeu. Deci ei au văzut, au beneficiat, dar până la urmă n-au înțeles, n-au cunoscut cum lucrează Dumnezeu. Așa sau nu? Versetul 19 arată cauza din pricina necredinței lor. Necredința lor. Deci chiar dacă au văzut, chiar dacă au auzit că Moise le vorbea și Dumnezeu le-a arătat multe minuni, ei totuși n-au crezut. În 18 n-au ascultat. N-au ascultat. Dacă ne ridicăm în sus, în 17 au păcătuit. Au păcătuit. S-au răzvrătit, da. Bun. Acum, cum a privit și cum a primit? Care a fost atitudinea lui Dumnezeu? S-a răspuns cu Dumnezeu la atitudinile lor. Pentru că Dumnezeu atâtea lucruri a făcut pentru ei și timp de 40 de ani. Ce a făcut Dumnezeu? Da, Felicia. De ce spune că el s-a dezgustat din neamul acesta? Tocmai din cina la aceea că ei doar beneficiau, dar nu își puneau inima să-l înțeleagă, să-l cunoască adevărat. Deci s-au dezgustat. Într-așa fel, așa s-au purtat ei că au făcut pe Dumnezeu să dezguste de neamul ăsta. Și mai mult ca atât, Dumnezeu a jurat că nu o să intre în odihna lui, nu o să intre în țară. Așa. Bun, deci a jurat Dumnezeu că nu o să intre în odihna lui. Bun. Acum, haideți să privim puțin despre casa lui Dumnezeu, despre din timpurile scrierii acestei epistole. Deci, am spus că dacă casa lui Dumnezeu în timpul când scrie epistola asta, sunt altcineva.
cine sunt cei care sunt casa lui Dumnezeu acum, când a fost scris epistola. Cei care își păstrează până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea. Așa. Și din capitolul 1 sunt urmașii sau generațiile următoare a celor din pustie. Mm-hmm. Cei care au venit după ce sunt urmași a celor de pe timpul lui Moise. Da? Dar ce vedem din capitolul 3? Cine mai sunt numiți casa la Dumnezeu? Cei care au crezut în Domnul Iisus. Cei care au crezut în Domnul Iisus Hristos. Da? În ce verset vedeți lucrul ăsta? Dacă păstrăm că în sfârșit încrederea neazicută și negrijirea care ne lăudem. În versetul 6. Deci peste casa asta este cine? Hristos. Hristos. Și este o diferență între Domnul Iisus Hristos și Moise. Este asemănare. Ce asemănare este între Domnul Iisus și Moise, care era peste casa la Dumnezeu atunci? Ambii au fost credincioși în toată casa lui Dumnezeu. Așa, ambii au fost credincioși în toată casa lui Dumnezeu. Moise a fost în toată casa lui Dumnezeu, Hristos a fost peste casa lui Dumnezeu. Da, dar unii, din ce verset ai văzut asta? Asta e în 3 cu 2, spune Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Apoi despre Hristos spune 6, peste casa lui Dumnezeu, ca fiu deja. Aha. Deci, Moise a fost parte din casa lui Dumnezeu și a fost ca și slugă, da? Da, Domnul ca și administrator, hai să spunem. Domnul Iisus este casa lui Dumnezeu, dar este ca și fiu. Fiu. Și sunt două lucruri ca și fiu al lui Dumnezeu. Deci, sunt poziții diferite, da? Dar uitați în versetul 3. Ce spune despre Domnul Iisus Hristos și casa la Dumnezeu pe care conduce? El este cel ce a zidit casa. Aha, deci el e cel ce a zidit casa pe când Moise, el a fost cine? Parte din casă. Sunt două poziții și lucruri diferite, da? Deci Hristos este cel care a zidit casa, și este ca fiu, da? Fiul lui Dumnezeu, Moise ca slugă, ca slujitor, ca cel care execută, care îndeplinește, da? Și este parte din casa lui Dumnezeu. Deci, hai acum să vedem ce despre odihnă. Și aici autorul repete expresia odihna mea sau odihna lui, odihna lui Dumnezeu. Așa zis, nu? Da. Vedem ce este odihna asta. Să facem o listă cu lucruri care vedem despre odihna asta. În primul rând, haideți să vedem ce este odihna asta. Ce e odihna asta? Și spuneți în ce verset. În 3:18 Dumnezeu spune că se jur că nu vor intra în odihna lui. Odihna fiind... 3:11 Deci odihna lui Dumnezeu. Așa? Bun. Da. Odihna lui Dumnezeu. Mai învățăm ceva despre ce este odihna asta. Putem să privim și în capitolul 4, dacă nu găsim în 3. Ce-a fost? La capitolul 4 cu 10 spune. Fiindcă ce odihna lui. Aha. Deci odihna lui... În versetul 1 se spune că este o făgăduință, odihna. Haideți să vedem mai întâi din versetul 10, a spus, 4:10, da? Da, spunea că cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările tale. E o odihnă din lucrare. Odihna lui Dumnezeu de lucrările sale, da? Despre asta merge vorba. Și spune despre odihna lui ca odihna cea de când a creat Dumnezeu toate lucrurile. Așa sau nu? Câte zile a lucrat? 6. 6 zile a lucrat și în a 7-a s-a odihnit. S-a odihnit. Mai aflăm ceva despre odihna lui? Când merge vorba despre... 4 avem aici. Nu vor intra în odihna mea. Așa, capitolul?
În care ați spus? Ce verset? În Evrei 4 cu 5. Și da, iar spune odihna. Nu vor intra în odihna mea. Ce e odihna asta? Noi am văzut una am văzut că e odihna de lucrările lui Dumnezeu. Odihna când Dumnezeu s-a odihnit de lucrările sale. După ce a lucrat, s-a odihnit. Așa? Ce mai este odihna asta? Despre ce odihnă merge vorba? În patru, este odihnă ca de sabat. În ce verset? 4 cu 9. În versetul 9. Odihnă ca de sabat. Înțelegeau evreii care au primit epistola asta ce înseamnă sabat? Da, da. Înțelegeau. Acum spuneți-mi, vă rog, în cazul casei lui Dumnezeu de pe timpul lui Moise, care este odihna pe care le-a promis-o el poporului și pe care și în care ei așa și n-au reușit țintă? Care este odihna? Intrarea în țara promisă. Aha, intrarea în țara promisă. Și spune că ei în odihna asta așa și n-au? N-au intrat. N-au intrat. Ei n-au intrat. Dar de ce n-au intrat în odihna asta? Din pricina neascultării și necredințelor și că s-au răzvrătit. Dumnezeu s-au răzvrătit. Așa, și s-au răzvrătit cât timp? Tot timpul, 40 de ani, până au murit. 40 de ani cât au fost duși prin pustie. Așa? Deci în mod repetat s-au răzvrătit. În versetul 3 cu 17 spune până au căzut trupurile lor moarte în pustie. Aha, trupurile lor au căzut moarte în pustie. Bun, pentru că ei ce? Deci, au cădeau trupurile celor care ce făceau? Păcătuiau. Păcătuiau, da? Păcătuiau, trupurile lor cădeau în moarte în pustie. Dar cine știe din istorie, cine din cei care au ieșit din Egipt au ajuns totuși în odihna lui Dumnezeu? Iosua și Caleb. Iosua și Caleb. Bun, deci din toți cei care au ieșit din Egipt, numai Iosua și Caleb au intrat în țara promisă. Dar Moise, de cine a intrat? Moise și Aaron. Am văzut în textele pe care le-am studiat, în numeri 20, de exemplu. De ce Moise și Aaron au... La Cade s-au arătat necredință față de cuvântul lui Dumnezeu. Când așa. Dumnezeu a trebuit să vorbească stâncii, iar Moise a lovit-o cu toiagul de două ori, ca să dea apă. Așa, deci și Dumnezeu le spune din pricina necredinței lor și pentru că ce au făcut? Pentru că n-au sfințit pe Dumnezeu înaintea lui Israel. Deci nu l-au prezentat pe Dumnezeu, nu l-a sfințit pe Dumnezeu înaintea lui Israel. Bun, deci doar Iosua și Caleb au ajuns în țara promisă, au ajuns în odihna lui. Mai aflăm ceva despre odihna lui Dumnezeu? Ce mai vedem despre odihna lui Dumnezeu? Dar cine dă odihna asta? Dumnezeu prin Iisus Hristos. Așa, Dumnezeu. Bun, foarte bine. Foarte bine. Așa, mai este ceva despre odihna lui Dumnezeu? Care anumite adevăruri care le-ați mai văzut despre odihna lui? Cumva, la versetul 1 spune că se poate pomeni cineva să vină prea târziu. Aha, se poate pomeni cineva prea târziu să nu mai reușească să intre în odihna, în odihna lui. Dar spuneți-mi, vă rog, mai este folosit o expresie, un cuvânt, des când merge vorba despre odihna lui. Astăzi, ați auzit? Ați văzut cuvântul ăsta? Astăzi, dacă auziți glasul lui. Deci ce are în vedere Dumnezeu când spune astăzi? Cum e legat asta cu odihna lui Dumnezeu? De ce spune astăzi? Și mai repet încă o dată, versetul 7 din capitolul 4 spune El hotărăște din nou o zi astăzi. De ce autorul repetă expresia asta? Pentru că s-ar putea inimile să se împietrească și trebuie să se grăbească să intre în odihnă. Așa.
pățească cei din pustie care... Din ce le s-a întâmplat celor care au ieșit din Egipt, ca să nu repete destinatare aceste epistole, greșelile lor. Care sunt greșelile? Greșelile părinților lor, potrivit cu versetul 9 din capitolul 3, da? Care sunt greșelile părinților lor pe care ei nu trebuie să le repete acum, fiind casa lui Dumnezeu, peste care căpetenie este Hristos. Părinții lor l-au pus la ispit, l-au pus la încercare, au văzut lucrările lor 40 de ani și totuși n-au crezut. Iar Domnul s-a dezgustat de ei. Da. Deci au văzut, dar s-au răzvrătit, au ispitit, așa? Deci care e pericolul acum pentru ei? Pericolul acum pentru ei ca să nu intre în odihna lui. Versetul 11 din capitolul 4. Să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Aha, pildă de neascultare ca și părinții lor. Cum pot ei să, acum, având în vedere contextul lor, cum ei acum sunt în pericol să cadă în aceeași pildă de neascultare? Având în vedere scopul pentru care a fost scris epistola asta. Cum ei sunt în pericol, scadă în aceeași pildă de neascultare. Scadă ca și părinților. Pentru că se încredeau în Dumnezeu, se încredeau mai mult în lege. Așa. Bun. Altceva? Deci se încredeau în lege. Dar deci trebuie să ne uităm la părinții lor. Da? Exemplu negativ al părinților lor. Deci care este pericolul și pentru ei? Din pricina situației prin care treceau, cum s-a spus mai înainte, de pregoană, situații diferite, dificile, puteau să-și piardă și ei credința, să șovăiască, să rătăcească, să bată de la credința adevărată. Care e asemănarea dintre situația destinatarilor epistolei și situația părinților lor de pe timpul lui Moise? Asemănarea. Erau tentați să cadă în același pericol, în aceeași curs, de a-și pierde credința, de a cădea de la credință. Erau într-o situație grea, n-aveau apă, părinții lor, da? Da. Ei acum sunt într-o situație când ce? Le sunt furate averile, sunt prigoniți, sunt loviți, sunt fizic. Deci parcă nu ar trebui să întâmple lucrul ăsta, da? Ei urmează pe Domnul Iisus Hristos, căpetenia lor, da? Căpetenia mântuirii lor. Deci ei sunt în pericolul ăsta, da? Ca să se întoarcă înapoi. Mai este încă ceva, fiindcă și atunci, deci prin ascultare, prin auzire și acum, tot aceeași. Numai că unii ascultă, dar nu vor să înțeleagă și nu vor ca să creadă. Exact ca atunci. Acum exact aceeași. A auzit, dar nu a ascultat. Nu a crezut. Și acesta este cel mai mare pericol pentru creștinii noștri de astăzi. Deci pericolul este necredința, da? Auzi, dar nu crezi. Da? Deci necredința este pericolul în care îi paște pe ei. Da? Sau cu jumătate de inimă, cu jumătate de ureche, doar ascultă. Bun, acum Eu mai văd o asemănare. 3:10, părinții lor nu au cunoscut căile Domnului, de ce i-au auzit, au fost martori la lucrarea Domnului în mijlocul lor, prin minuni și purtare de grijă, dar n-au cunoscut căile, nu au înțeles. Da? Și 5 cu 11 despre destinatari spune că s-au făcut greoi la pricepere. Ei care de mult trebuiau să fie învățători, ei încă aveau nevoie ca să fie învățați cele întâi. Deci nu înțelegeau până la urmă calea Domnului. Căile Domnului, da? Bun. Deci până la urmă, părinții lor
ei nu înțelesese că nu Moise e acela care trebuie să le dea, trebuia să le facă, că Dumnezeu e acela care tot timpul le dădea, le făcea, făcea minuni și așa mai departe, da? La aceeași gândire, fără ca să caute, să înțeleagă felul cum lucrează Dumnezeu. Dar spuneți-mi, vă rog, ce cuvânt se mai repete și în capitolul 3 și în capitolul 4? Și e legat de ce li s-a întâmplat casele lui Dumnezeu și în vechime și acum. Ce credința. Cuvânt se mai repete? Putem? Credința. Credința, da. Și asta am văzut unde? În ce verset? Ei nu au crezut. N-au crezut. Deci necredința, da? Necredința. Versetul 2 din capitolul 4 n-a găsit credință, da? Dar legat chiar din versetul 2 din capitolul 4, ce vedem? Vedem cuvântul? Vestea bună. Așa? Este? Cuvântul. Da. Versetul 12 vedem ce? Cuvântul. Așa e sau nu? Versetul 6, ce vedem? Vestea bună. Așa. Dar în capitolul 3 este expresia asta, sinonime a cuvântului cuvântul sau vestea bună? Glasul lui Dumnezeu. Glasul lui Dumnezeu și asta se repetă și în versetul din capitolul 4, da? Deci, haideți să vedem puțin despre vestea bună, despre cuvânt. Haideți să vedem. În ce versete vedem noi, în capitolul 3, de exemplu? Unde vedem vestea sau cuvântul? Ce vedem? În ce versete vedem, să zicem, deci am spus că mai este folosit expresia glasul lui Dumnezeu, da? Glasul lui. Unde vedem expresia asta în capitolul 3? În versetul 7. Așa, versetul 7, da, deci glasul lui Dumnezeu care trebuia auzit când? Astăzi trebuia auzit. Astăzi, și, ca, și dacă ei îl auzeau, ei dovedeau prin faptul că nu își împietreau inima. Așa. Dar ei nu vroiau să audă glasul, nu și-au deschis inima. Așa, bun, foarte bine. Și mai avem asta și în versetul 15. Așa? Bun. Acum, mai este undeva în capitolul 3 vestea, cuvântul sau glasul lui Dumnezeu? Dar aici la 1 unde spune că aveți parte de chemarea cerească? Da, versetul 1 din capitolul 3, da? Deci e chemare, dar nu vedem glasul lui Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu, da? Vedem chemare. Dar în capitolul 4, unde vedem cuvântul, vestea sau glasul lui Dumnezeu? În ce verset? În versetul 2, vestea bună care ne-a fost. Vestea bună, așa. Dar 4:1 n-ar merge. 4:1, da? Păgăduința intrării. Așa, deci, lui. Așa, promisiunea intrării în odihna lui Dumnezeu. Da? Deci se spune că este o anumită vreme cât rămâne în picioare, cât este valabilă promisiunea asta. Da? Cuvântul lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu de intrare în odihna lui, mai este valabilă o vreme. Da? Și mai spune ceva, că s-ar putea ce? Să luăm bine seama ca nu cumva să ajungem prea târziu pentru a putea intra. Ajungem prea târziu, da? Bun. Dar versetul 2, ce ne spune despre vestea bună? Că și nouă ni s-a adus o veste bună, ca și lor. Așa, deci lor, părinților, li s-a adus o veste bună. Bună. Păgăduința... Dar ce spune despre vestea bună care le-a fost adus? Nu le-a ajutat la nimic. Aha, de ce? Pentru că n-au găsit credință la ei. N-a găsit credință la cei ce au auzit vestea asta bună. De aceea, vestea bună care le-a fost spusă, nu le-a ajutat la nimic.
Dar ce veste bună le-a fost adusă lor? Că vor intra în țara promisă. Vor intra în odihna lui, vor intra în țara promisă. Da? Dar toată atenția lor, deci nu le-a ajutat vestea asta, toată atenția lor era la ce? La problemele care se confruntau. La problemele lor, da? Toată atenția era la păcatul care da? Îi înșela și așa mai departe, da? Deci erau, toată atenția era, lor era la azi, la astăzi, la problemele de astăzi, la nevoile de astăzi și nu, deci nu la ceea ce urma, la făgăduință, da? Dar ce mai spune tot versetul 2? Și ați menționat deja, că și nouă, da? Și aici spune autorul despre sine și despre destinatari, da? Că și nouă, ce? Și lor? Ce spune? Lor le-a fost adusă vestea bună. Așa, deci ei, și lor le s-a adus veste bună, dar pericolul este ca ei ce să facă? Ce greșeală pot să repete ei? Nu le-a ajutat la nimic. Ca și lor. Nu aibă credință. Nu aibă credință, să nu aibă încredere, da? Și nu le ajute vestea asta bună. Deci nu fie niciun efect în viața lor. Faptul că au auzit, să nu le ajute la nimic, da? Mai vedem undeva vestea bună sau cuvântul? În versetul 6 vedem aceia care se vestinte vestea bună n-au intrat în odihna lui Dumnezeu din pricina neascultării lor. Așa. Deci, li s-a vestit vestea bună, dar ei ce au făcut? Au fost neascultători. Au fost neascultători. Da? Au fost neascultători. Deci n-au atras, n-au dat importanță la vestea aceasta bună. Da? Mai avem undeva menționat cuvântul sau vestea? Unde vedem? În ce verset mai vedem? Cuvântul sau vestea? În versetul 12. Spune că cuvântul 12. Lui Dumnezeu este viu și lucrător și mai tăitor decât orice sabie cu două tăișuri. Așa. Și pătrunde până acolo cât desparte? Sufletul și Duhul, încheieturile și mădva și judică simțirile gândurile inimii. Așa, bun. Acum, deci ce vedem aici? Dumnezeu este viu, cuvântul Dumnezeu este viu și lucrător. Și care au fost atitudinea lor față de cuvântul lui Dumnezeu? Atitudinea părinților lor și acum și atitudinea destinatarilor. Care este atitudinea? Sau care a fost atitudinea lor? Nu au avut credință și au fost neascultători. Nu au avut credință și cuvântul lui Dumnezeu în viețile lor n-a fost? Nu au lăsat ca să lucreze în viața lor. Așa? Nu au lăsat să lucreze. Și ei au văzut minunile lui Dumnezeu, au auzit permanent cuvântul lui Dumnezeu, dar pentru că inimile lor erau cum? Cum erau inimile? Împietrite, da? Se rătăceau. Da? De aceea ce cuvântul lui Dumnezeu n-a lucrat în viețile lor. Dar ce legătură vedem dintre cuvântul lui Dumnezeu și inimă? Vedem, repet, des autorul problema cu inimile lor, a evreilor. Ce legătură este între cuvântul lui Dumnezeu și inimă? Potrivit cu versetul 12. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să intre în inimă și să judece simțirile inimii și gândurile ei. Da, deci cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Dar cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am văzut, nu produce schimbarea dacă persoana respectivă ce face. Nu? Nu acceptă cuvântul și împietrește inima și cuvântul nu pătrunde. Este împietrit, nu crede, da? Deci dacă eu vreau ca adevărul Dumnezeu, cuvântul Dumnezeu să lucreze în viața mea, ce trebuie să fac eu?
ce trebuie să facă? Să luăm seama ca să nu ni se împietrească inima și să ne grăbim să intrăm în ascultare și în odihnă. Bun, acum haideți să trecem așa pentru o listă de lucruri care sunt îndemnați de sănătare să facă. Deci, primul lucru. Având în vedere exemplu părinților lui Israel, da? Având în vedere situația de sănătate lor. Ce trebuie să facă? Haideți să vedem primul lucru. Din capitolul 3. Ce să facem ca să putem să intrăm în odihna lui Dumnezeu? Primul la versetul 1, prima dată, spune să ne ațintim privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii. Așa, foarte bine, foarte bine. Deci ce înseamnă să ne ațintim privirile? Deci toată atenția noastră să fie la cine? Domnul Iisus. La Domnul Iisus, care este apostolul și marele preot al mărturisirii noastre. Toată atenția la Domnul Iisus Hristos. La El ne uităm. Nu ne uităm în urmă. Ne uităm la Domnul Iisus Hristos. Următorul lucru. Versetul 6. Să trăiesc viața de credință, fiind conștientă că sunt casa lui Dumnezeu, peste care este Hristos stăpân, și să păstrez până la sfârșit încrederea și nădejdea cu care mă laud în Hristos. Așa. Și care, deci, ce făcea pe ei să-și părăsească încrederea? E desănătare. Ce făcea să-și piardă încrederea? Să-și părăsească încrederea? Împietrirea ei. Problemelor. Problemele pe care le aveau, așa? Da. Că au prezut în Domnul Iisus Hristos. Deci, autorul îi spune să păstrăm până la sfârșit încrederea. Da? Pentru că noi suntem casa lui Dumnezeu și pentru că căpetenia noastră este însuși cine? Domnul Iisus. Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos. Următorul lucru. Ce altceva mai trebuie să mai facem ca să nu ne să intrăm în odihna lui Dumnezeu? Ce spune? În verset 8 spune că da. Să nu ne împietrim inimile. Să nu ne împietrim inimile. Deci nu ne împietrim inimile. Este foarte legat cu versetul 7. Astăzi, ținând cont de ziua astăzi, când aud glasul, să prețuiască glasul Dumnezeu și cuvântul lui. Astăzi caut să împlinesc. Astăzi caut să ascult. Nu mâine, nu poi mâine. Încep de astăzi. Da? Încep de astăzi. Pentru că dacă eu nu ascult, încep să ascult de astăzi, vine mâine și o să zic că nu, astăzi, mâine. Și tot așa, și nu mai ajung să ascult glasul lui Dumnezeu. Da? Ziua deci, de mâine nu e a noastră. Nu știm dacă ajungem la ziua de mâine. Așa, deci astăzi încep să ascult. Da? Deci nu mă împetresc inima, da? Nu mă răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Da? Nu caut să le sputesc pe Dumnezeu. Prin ce aș l-au ispitit pe Dumnezeu cei din vechime, de pe timpul lui Moise? Prin ce l-au ispitit? Sau l-au pus la încercare? Prin ce? Necredință. Au cărtit înaintea lui Dumnezeu, cunoscând mâna puternică și cum a lucrat viața lor. Așa, sau prin faptul că, da, ce-a făcut Dumnezeu? Este oare Dumnezeu în mijlocul nostru? Au arătat prin atitudinea lor foarte repede că au uitat de lucrările care le-a făcut Dumnezeu. L-au limitat pe Dumnezeu. Uiți de tot ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Au cârtit, cumva l-au învinuit pe Dumnezeu, ce ne-a scos din Egipt să ne aducă să murim aici de sete. La atotputernicia lui. Da, da, bun. Haideți să mai vedem, mai este un îndemn în versetul 12. Ce spune în versetul 12 autorul? Ce spune? Să luăm seama să nu avem o inimă rea și necredincioasă care să ne zice de Dumnezeu. Deci să luăm seama, să fim alerți, în stare de alert, ca nu cumva să avem inimă rea și care nu crede. Da? Pentru că inima rea, având o inimă rea și necredincioasă,
suntem despărțiți de Dumnezeu. Ca nu cumva să ne înrăim în inimile noastre. Da? Dar în 13 ce spune? Ce trebuie să mai facem ca să intrăm în odihna lui Dumnezeu? Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi. Aha. Deci în fiecare zi să ne îndemnăm unii pe alții. Ce să ne, care e îndemnul? Prin ce să ne îndemnăm unii pe alții? Ca să nu ne împetrim niciunul din noi inima prin înșelăciunea păcatului. Așa. Păcatul este cel care practic neagă ideea că astăzi trebuie să mă întorc la Domnul, astăzi trebuie să aud glasul și să las cuvântul să mă cerceteze. Păcatul spune mâine sau niciodată sau nu este nevoie. Da, păi. Da. În fiecare zi spune, ne îndemnăm unii pe alții. Da? Ca nu cumva da, să ne împetrem din preșna păcatului. Da, și facem lucrul acesta pentru că în 4:1 spune că făgăduința intrării în odihna lui are o vreme, o perioadă anume. Și de aceea astăzi, când auzi, e foarte important ca să... Astăzi, pentru că s-ar putea să fie prea târziu. Așa? Da. Să ne trezim. Așa. Și de aceea ne îndemnăm în fiecare zi unii pe alții, astăzi, ca să nu fie prea târziu. Da? Mai sunt îndemnuri? Ce altceva mai putem face ca să intrăm în odihna lui Dumnezeu? La versetul 7 avem, el hotărăște din nou o zi, astăzi. Zicând, când David, după atâta vreme, cum s-a spus, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Deci astăzi, da? Da. Astăzi e ziua. Acum e ziua. Aceasta mai înseamnă că atunci când ai auzit, nu m-a așteptat, deloc, gata, ai auzit despre Iisus Hristos, gata, ai și luat decizia pe loc. Nu trebuie să mai ai mâini, porcune, nu poți să las obiceiurile rele și păguboase, nu știu ce, acolo îmi faci. Astăzi, acum ai hotărât, gata. Așa, așa. Mai avem vreun îndemn în capitolul 4? Uitați-o mai jos. În versetul 11, să ne grăbim să intrăm în odihna lui Dumnezeu. A, așa, să ne grăbim. Deci să repetă ceea ce spune în versetul 1. Așa sau nu? Să ne grăbim sau să nu cumva să ne pomenim, veniți prea târziu. Deci să ne grăbim să intrăm în odihna asta. Așa? Pentru că nu cumva să ajungem să repetăm greșelile celor din trecut. Neascultare, da? Bun. 15 mai este că trebuie să ținem cont de slăbiciunile noastre și să știm că în loc Iisus Hristos tot a fost ispitit ca noi. Și deoarece era fără păcat, El este în drept să ne hotărească mântuirea, să ne hotărească iertarea păcatelor. De aceea noi trebuie să le aducem la picioarele Lui, să le recunoaștem și să ne corectăm. În 16, tu mai spune să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului. Da, în 14 ce spune? Să rămânem tare în mărturisirea noastră. Așa. Să rămânem tare în mărturisirea noastră, să nu ne clătinăm. Da? Să nu ne lăsăm clătinați, să nu ne lăsăm înșelați de păcat, de circunstanțe, de oameni care poate încearcă să ne învețe altceva. Să rămânem tare în mărturisirea noastră. Da? Și toată atenția noastră să fie la cine? La Hristos. Marele preot. Sus, Fiul lui Dumnezeu, care este un mare preot însemnat. Foarte important. Cel mai important, da? Și în 16 ce ați spus? Să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului. Așa, ne apropiem de scaunul Harului, așa, ca să căpătăm ce? Îndurare și să găsim Har. Har. Să fim ajutați. Voi de ajutor. De sănătate, epistole. Aveau nevoie de ajutor. Da. 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 Deci ei, ce le spune autorul să facă ei? Să se apropie de scaunul Harului
cu deplină încredere, fără ca să se îndoiască. Pentru că îndoială și necredință au avut cine? Poporul Israel, părinții. Poporul Israel, părinții lor. Să intre unde? În odihnă lui Dumnezeu. Odihna lui Dumnezeu. N-au ajuns să intre în odihna lui Dumnezeu. Bun. Sunt anumite lucruri care le-ați observat studiind capitolele 3 și 4 și care ne le puteți împărtăși? Din cauza împietririi nu intră în odihna lui. Da, asta e tema, da? Care a dat-o tu, Cristina, da? Dar eu am dat mai multe. Am pus mai multe, da, da? Păstrăm încrederea până la sfârșit și nu ne împietrim. Apoi mai Iisus mai presus de Moise. Moise ca slugă, Iisus ca fiu. Prin credință și ascultare intrăm în odihna lui. Prin credință și ascultare în odihna lui. Bun. Haideți acum capitolul 3 și 4 și din ce am învățat noi despre istoria și greșelile pe care le-au avut poporul Israel. Haideți să vedem. Primul lucru. Ce am observat? Ce învățăm din lecția asta? Să ne încredem în Domnul Iisus, căci El cunoaște slăbiciunile noastre și ne poate da ajutor la o vremea potrivită, când suntem ispitiți. Așa, El ne poate ajuta cu adevărat. De ce El ne poate ajuta? Și nu ne putem ajuta singuri? Sau careva dintre oameni nu ne poate ajuta? De ce anume Iisus ne poate ajuta? Pentru că El singur a biruit toate ispitele. El a biruit toate ispitele, da. El a fost ispitit în tocmai ca și noi și n-a făcut ce? Niciun păcat. N-a făcut niciun păcat. Și încă de ce? Mai puteți să mai spuneți vreun motiv de ce? De ce Domnul Iisus? De ce să ne punem încredere în Domnul Iisus? Pentru că El este căpetenia casei lui Dumnezeu. Așa. Peste toată casa lui Dumnezeu. Așa, El este peste casa lui Dumnezeu și El este Cel care a zidit casa lui Dumnezeu. Da. Care suntem noi acum. Așa e sau nu? Deci, casa lui Dumnezeu suntem noi și nu cei care nu cred în El. Așa e sau nu? Bun, și are milă de slăbiciunile noastre. Da, El are milă de slăbiciunile noastre. Și fiecare are slăbiciunile Lui. Așa e sau nu? Da. Dar El le cunoaște pe toate, le știe pe toate și El ne poate ajuta. Dar noi trebuie să avem ce? Credință, încredere, să nu ne îndoim. Așa, să nu ne îndoim, de fel, să credem în cine este Domnul Iisus, să credem că El ne poate ajuta. Și să veghem asupra inimii noastre, nu cumva să fie rea și necredincioasă, să ne despartă de Domnul. Deci e foarte important, spune că luați seama, da? Luați seama la inimile voastre. Dar cum putem noi să luăm seama la inimile noastre? Cum va fi rele, rea și necredincioasă? Cum putem să luăm seama? Veghem și vedem de orice lucru mi se pare rău. Stând în cuvântul lui Dumnezeu, studiind cuvântul. Așa. Și lăsând ca cuvântul lui să lucreze și să-mi cerceteze inima. Numai Dumnezeu știe inima mea, toate izvodirile mele, totul este gol și descoperit în fața lui. Să las ca Dumnezeu să-mi schimbe inima când? Sau să produc schimbarea când? Când aud cuvântul. Când aud azi, acum, când aud. Nu mâine, nu poi mâine, da? Atitudine de împlinire, de ascultare, imediat, da? Ce alte concluzii ne putem face? Din capitolul 3 cu privire la atitudinea poporului Israel,
Deci poți să vezi lucrările lui Dumnezeu mulți ani de zile cu ochii tăi, dar dacă îți împetrești inima, trebuie să fiu conștient de faptul că Dumnezeu are un răspuns la toată asta. El se dezgustă de modul meu de necredință și nu mă lasă să intre odihna Lui. Da. Și inima, spuneți-mi, vă rog, inima se împetrește deodată sau ia timp împetrirea inimii? Nu spune că înșelăciunea păcatului, tot în lăsându-ne înșelați, făcând păcate mai mărunte până la mai mari, inima se împietrește. Așa, deci pas cu pas, uitați-vă, deci nu astăzi, mâine. Nu mâine, poimâine și așa mai departe. Deci îmi spune Dumnezeu să fac ceva, nu mâine, nu astăzi, mâine, nu eu celălalt, da? Și tot așa de fiecare dată când îmi vorbește Dumnezeu, inima mea se face ca ce? Ca? Piatra. Piatra. Se face ca piatra. Și în felul ăsta se formează și pietrele, rocile. Strat cu strat. Deci în felul ăsta se formează pietrele. Tot așa și inima noastră se împetrește, se face piatră. Și nu mai acționează, nu mai răspunde, nu mai răspunde la glasul lui Dumnezeu. Vestea bună este că cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător. El taie, pătrunde până în măduvă. El poate orice inimă împietrită să o despietrească. Da. Și ca să-mi despietrească Dumnezeu inima, ce spune și repet autorul aici? Ce trebuie să fac? Ce poate face un om a cărui inimă este împietrită? Să creadă în Dumnezeu. Să ascultă. Astăzi. Să ascultă. Astăzi, când auzi glasul lui, astăzi. Da? Astăzi, acum, lasă-l să-ți despătrească inima. Bun. Lasă-l să despătrească inima. Și cum îi numește autorul aici în versetul 1? Frați, cei din casa lui Dumnezeu. Frați sfinți care aveți parte de ce? Chemarea cerească. Chemarea cerească. Odihna. Astăzi auzi glasul lui, nu-ți împetri inima. Lasă el să lucreze. Lasă cuvântul lui să lucreze. Și dacă lași pe Dumnezeu să lucreze, o să intre în ce? În odihna lui Dumnezeu. În odihna lui. Deci Dumnezeu lucrează în viața ta și apoi se odihnește. Odihnește. Și te odihnești și? Tu. Tu. Dumnezeu lucrează, se odihnește, lași El să lucreze și când se odihnește El, te odihnești și tu. Și ca să ajungi să intri în odihna Lui, trebuie ce să faci? Să fii cum? Ascultător și credincios. Ascultare imediat, da? Ascultător de fiecare dată. Așa? Amin. De fiecare dată. Și noi ne ajutăm unii pe alții să fim ascultători. Așa e sau nu? În fiecare zi ce facem? Ne îndemnăm unii pe alții. Ne îndemnăm unii pe alții. Astăzi, frate, astăzi trebuie să schimbi. Astăzi e păcat, ăsta e păcat, astăzi, acum trebuie să te faci de el. Deci, Domnul să ne ajute cu aceasta. Ce trebuie să facem noi? Ce trebuie să facem noi potrivit cu versetul 6 din capitolul 3? Noi care suntem casa lui Dumnezeu. Casa Domnului Iisus. Ce trebuie să facem? Să păstrăm până la sfârșit, adică până la intrarea în odihnă. Până la sfârșit. Încrederea nezguduită și nădejde. Așa, așa. Deci am încredere în Dumnezeu, în Domnul Iisus, las să lucreze, stres până la urmă, ca să pot să intru în... În odihnă. Lui. Și este ceva bun odihna lui. Grăbește-te. Grăbește-te să intri în odihna lui. Da?
Bun, acum întrebarea este ce fel de inimă am eu? Ce fel de inimă am eu? Ce spune Dumnezeu despre inima mea? El tot vorbește și mi-a vorbit și duminică, și joi, și luni, și luna trecută, și așa mai departe, și Dumnezeu în mod repetat îmi vorbește anumite lucruri. Cum este inima mea? Dar cum pot vedea eu că la mine inima e împetrită? Dacă să stau să-mi analizez inima, să-mi cercetez inima. Cum pot ști că inima mea este împetrită? Cine poate spune? Nu ai dorință să cercetezi cuvântul lui Dumnezeu, nu stai în părtășie cu Dumnezeu, nu te părăsești adunarea, nu mergi la părtășie cu frații, nu ai plăcere în rugăciuni, nu ai plăcere în lucrurile spirituale. Așa. Și Dumnezeu în tot vorbește și eu nu fac nimic. Nu se întâmplă nimic. Eu, deci, intră pe ureche și ies pe alta. Așa sau nu? Dumnezeu îmi spune ce să fac și eu nu fac nimic. Nu se întâmplă nimic. Că asta e pentru sora aceea, trebuie să altă adevăre pentru fratele celălalt, numai nu pentru mine. Și problema este că atunci când eu, o problemă este atunci când eu nu văd sau uit tot ce a făcut și tot ce face Dumnezeu în viața mea. Așa sau nu? Și mă încep să mă încred în altceva și în altcineva, numai nu, în Dumnezeu. Cred că o dovadă este și atunci când tot avem impresia că ar trebui să ne meargă mai bine și tot începem să cârtim. Și zicem, tot rău mi se întâmplă numai mie. Da, da. Întrebarea este cum las eu cuvântul lui Dumnezeu să-mi schimbe inima? Care e atitudinea mea? Ce mă împiedică să fiu ascultător și să intru în odihna lui Dumnezeu? Ce mă împiedică să las pe Dumnezeu să lucreze în viața mea? Mă gândesc firea. Dacă n-am răstignit firea, de multe ori firea ne împiedică ca să ascultăm de șoapta Duhului Sfânt. Împiedic, păcatul ne înșală. Da? Așa, deci problema este la nivel de ce? Minte. La nivel de gândire, de simțiri, de gândurile inimii, da? Așa cum vedem în 4:12. Problema este în inima noastră. Când în inima mea eu accept sau resping anumite lucruri. Accept cuvântul Dumnezeu sau îl resping. Accept minciuni sau le resping. Da? Așa că Domnul să-mi ajute să fiu credincios și să caut să fiu ascultător și să am o deplină încredere în El și în promisiunile Lui.